Ok. Ne revedem. N-am făcut un live de mult timp. Mi-am pierdut antrenamentul și am dat-o puțin de gard cu link-ul. Până la urmă a ajuns, sper, la voi link-ul care trebuie. Sunt curios dacă mă auziți. E un delay. Am mai întrebat de obicei. Știu că dura 3 secunde, minut până primesc răspunsul. Voi scrieți-mi acolo, eu continui să vorbesc. Ah, uite, am și un răspuns. Super. Am dat-o de gard cu link-ul. Cam ce emoții avem când o dăm de gard cu ceva? Așa, bucurie? Da, eu încă sunt obișnuit să vorbesc live cu oamenii și delay e foarte mare. Deci, când o dăm de gard cu ceva, avem o emoție de... Dar poate să fie diferit. Nu știu ce emoții ai tu când o dai de gard cu ceva. Unii oameni, când o dau de gard cu ceva, se înfurie. Unii oameni se tristează și sunt oameni care se simt vinovați. Nu? Vinovăție, da? Bă, mă simt vinovat pentru că am greșit cu ceva. Dacă punem așa în termen de timp, pentru că am zis că vreau să corelez emoțiile cu axa timpului, știi? Dacă punem pe timp emoțiile, vinovăția raportat oare la ce timp este, o fi la viitor, o fi la prezent, este o emoție pe care o simt în prezent. Simt vinovăția în prezent, dar în realitate eu nu simt decât un ecou, pentru că este vorba de o acțiune din trecut. Acum mă simt, da? Acum mă simt vinovat pentru că atunci am făcut-o, am comis-o, am dat-o de gard. N-am fost atent. S-a întâmplat. Da, uite cum zice Irina. Să mai întâmplă. Deci vina, vinovăția. Care vine încoace, știi? Dar nu prea pot să mă simt în prezent vinovat de ce fac în prezent. Teoretic pot să mă simt vinovat de ce fac în prezent. Dacă în loc să... Ce ai tu de făcut? Stau și... mă uit la seriale sau în loc să mă duc la sală ca să fac condiții fizică să slăbesc, stau și mănânc. În timp ce fac asta, e posibil să te păcălești, să spui că te simți vinovat. Nu prea poți să te simți vinovat. Când ai senzația că te simți vinovat de ceva ce faci în timp ce faci, de fapt este o alegere. Prefer să mă simt vinovat și să continui să fac acest lucru. Este foarte simplu. Deci vinovăția nu pot să simt decât vis-a-vis de trecut. În egală măsură, putem să spunem că și mândria. Pot să simt vis-a-vis de trecut, dar pot să simt și în prezent în timp ce fac. Și aici... sunt oameni care din nefericire procedează invers. În timp ce fac un lucru bun, nu sunt mândri de asta. Deci e ciudat. Preferă să se simtă vinovați în timp ce fac ceva și să continue să facă, dar nu le e ușor să fie mândri în timp ce fac ceva ca să continue să facă, pentru că asta îți dă energie să faci și mai departe. Deci, teoretic, ar trebui să o simți în timp ce faci ca să-ți dea energie, ca să mergi mai departe în viitor. Nu prea poți să te simți mândru de ce o să faci în viitor, nu? Nu. Sunt mândru că o să mă duc în concediu. Pot să fiu, poate, vis-a-vis de viitor. Pot să fiu nerăbdător. Cu
curios, nu? Vis-a-vis de viitor. Pot să fiu curios, da? Pot să am vis-a-vis de viitor, pot să am speranță. Speranța mare ultima, nu? Deci, nu pot să sper lucruri negative. Bă, sper că îmi rup piciorul. În general, speranța este un apanaj al persoanelor cu gândire pozitivă, al optimiștilor, cum se spune. Bă, sper că o să fie bine. Dar, în general, când sper, asta înseamnă că în prezent, ca să coronăm și cu prezent, înseamnă că fac. Nu scriu aici că fac pentru că vreau să spun numai emoții. Deci, am pus aici și mândria ca să echilibrez povestea aia cu vinovăția în timp ce fac. Mândria pot să o simt în timp ce fac, la timpul prezent. Vinovăția nu mai pot să o simt decât pentru ce am făcut. Și cu rușine e cam la fel. Pe de altă parte, tristețe. Aici e puțin mai tricky pentru că de obicei o simțim foarte puternic și o asociem din nefericire foarte mult cu prezentul. Mă simt trist că sunt singur. Păi da, dar sunt singur pentru că s-au întâmplat toate lucrurile de am ajuns să fiu singur. Mă simt trist că am pierdut ceva, dar cu siguranță e ceva care am pierdut, deci în trecut. Deci în prezent, când simt o emoție și observați cum se așează pe tablă. Deci în afară de mândrie că am pus-o ca să arăt mai bine povestea cu vinovăția, am vinovăție, am tristețe, în viitor am nerăbdare, curiozitate, speranță. Bineînțeles că sunt emoții și confortabile și inconfortabile și într-o parte și în cealaltă, dar în general emoțiile inconfortabile, cei care ați lucrat cu mine știți, nu? Emoții sunt confortabile și inconfortabile. Da? Ok, în general emoțiile inconfortabile vin marea majoritate din trecut. Sunt și lucruri foarte bune care pot să vină din trecut, dar nu prea le acceptăm, cum am zis mai devreme. Stima de sine scăzută. De unde vine? De la faptul că nu pot să fiu mândru de lucrurile pe care le-am făcut. Lucrurile pe care le fac. Orice persoană are lucruri pe care le face foarte bine. Sunt sigur că tu în momentul ăsta te duci foarte bine la filmul ăsta cu mine. Da? Adică ai putut să dai click, să te loghezi, chiar dacă eu am dat-o de gar și am greșit link-ul, ai luat următorul link. N-am putut să trimit și pe mail, deci o parte din oameni probabil că nu apucă să vadă. O să mai las filmul ca să-l vadă și. Deci o să fii mândru de foarte multe lucruri în prezent, dar de foarte multe ori noi preferăm să alegem să ne simțim vinovați pentru mai multe lucruri. Istoricul emoțional face că din copilărie mediul ne-a făcut să ne simțim vinovați când o facem. Mai, tu ești de vină, delegarea responsabilității, nu ți-e rușine, nici nu am mai scris rușine, nu o să scriu, pentru că rușinea este emoție pe care nu are nimeni. Deci, da, nimeni nu are această emoție. Te întreb, știi pe cineva care să fi spus la un moment dat, ai auzit acest cuvânt să spună cineva, îmi este rușine? E extraordinar de rar și de obicei are alte conotații. Acest cuvânt nu știu decât din copilărie. Bă, nu ți este rușine. Deci cam asta este de fapt rușinea. O chestie nașpa din copilărie de care nu mai vrem să știm. De asta ne-am pus-o aici. Dar pe ansamblu, în afară de mândrie, emoțiile inconfortabile sunt spre trecut și în viitor sunt emoții confortabile. Nu toate, pentru că, de exemplu, emoții foarte, foarte, foarte tare pe care o simt în prezent și o să o scriu aici. Frica. Nu este, mi-e frică că mi s-a întâmplat, mi-e frică că mi se întâmplă, nu mi-este frică că o să mi se întâmple. Deci, frica este emoții pe care o simt în prezent, dar în realitate are legătură cu viitorul. Adică dacă scriu frică aici, mă duc cu frică înainte, aici teoretic oamenii spun, bă, aș vrea să am curaj. Păi curaj nu poți să ai în viitor. Curaj nu poți să ai decât în prezent. Când ai curaj? Când în viitor e o frică. Deci, practic, aici este o mare greșeală. N-am cum să fie frică acum. Pot să am curaj pentru că în viitor îmi este teamă de ceva și atunci în clipa asta trebuie să am curaj. Deci curajul e prezent. Nu pot să am curaj în trecut. Bă, am curaj ieri, da? Am curaj pentru ieri sau am curaj de la ieri. Am curaj în prezent. Nu prea are treabă curajul. Nu prea are treabă frica. Scuze, frica e pentru viitor, pentru că mi-e frică în viitor. Da?
Așa că aici mândria pot să-mi aduc de aici, de ce am făcut și de ceea ce fac, curajul și emoțiile prezentului sunt niște, în mod ciudat, da? Adică, ce pot să am? Pot să fiu încântat, nu? Nu mai contează cu ce. Încântat. Pot să fiu bucuros? Și vedeți, dacă scriu sunt bucuros, sunt bucuros de moment, bă, ce tare, ce mă bucur, dar sunt bucuros că am făcut asta și se cheamă mândru și sunt bucuros că o să urmeze niște lucruri faine, da? Față de care sunt nerăbdător, sunt curios și am speranță. Deci, în prezent, teoretic, ar trebui să avem o grămadă de emoții foarte mișto, foarte confortabile, care să ne ducă. Asta e starea de fericire. Exact cum e lumina albă, compusă din multe, multe emoții, știi? Asta e starea de fericire. Tot ce nu este confortabil, vinovăția, tristețea și mai ceva, uite, furie. Nu prea mă înfurii că mâine o să plouă. Da? Nu pot să mă înfurii că mâine o să mă cert cu cineva. Nu pot să mă înfurii pentru că poimine sau săptămâna viitoare o să mi se facă praf concediu sau că nu prea pot să mă înfurii. Deci, practic, furia este o emoție care vine tot corelat cu trecutul. Normal că tu poți să spui, bă, dar mă înfurii și acum că m-a călcat cineva pe picior. Da, te-a călcat cineva pe picior adineauri, acum o secundă și tu te-ai înfuriat. Deci, practic, are legătură cu numai ce s-a întâmplat. În timp ce se întâmplă poți să te înfurii, dar cum ar fi ca în timp ce se întâmplă să fii mândru de unele lucruri. Pe ansamblu, majoritatea oamenilor care nu reușesc, gândiți-vă că suntem într-o epocă în care sunt la modă depresia, anxietatea, stresul, furia, nu pot să dealez cu emoțiile, inteligența emoțională capătă din ce în ce mai multă prezență pe piață, la televizor să vorbești tot timpul, vedeți că sunt imagini emoționale și emoții. Și în ultimul timp, cei care mă cunoașteți de mult, ați auzit de ani de zile, la mine, m-ați auzit vorbind de emoții de ani de zile, dar acum din ce în ce mai mulți oameni, Florin Tomescu, prin Sfântului, uite și ăștia de la Facultatea de Electronică, Cibernetică, nu știu ce, au un curs de, legat de emoțional, adică foarte tare. Dar când ne raportăm la emoții, toată lumea se raportează la emoții inconfortabile. Da? Foarte mulți oameni, bănesc și în cazul unora dintre voi, se simt vinovați, intră în tristețe, depresie, anxietate, frică, furie, da? Exact cum spuneam și furie. Și nu mai au loc în prezent de alte emoții, ce să mai vorbim de viitor. Și noi spunem așa, aș vrea ca în viitor să am o viață fericită. Vreau ca în viitor să slăbesc, vreau ca în viitor să câștig mai mulți bani, vreau ca în viitor, că cam asta o facem, nu ne propunem că de mâine să ne fie mai bine, să ne fie mai sănătoși, mai frumoși, relațiile noastre să fie mai faine în viitor. Deci, practic, noi ne gândim la bine în viitor și trăim cu emoțiile din trecut. Păi cum să ajung să fie bine în viitor dacă nu am emoții legate de viitor, nerăbdare, curiozitate, speranță și am doar frică? Și dacă am frică, mi-o aduc aici ca să nu mă am. Ori mi-aduc mecanisme așa, ori mi-aduc furia din trecut, ori frica către viitor. Astea sunt cele două predominante. Și lucrul ăsta mă întristează și intru în depresie. Ce este anxietatea? E sindromul ăsta, boala modernă, anxietate. Anxietatea este un conglomerat permanent de emoții cu care nu suntem confortabili. Și chestia asta ne face să fim anxioși, să trăiesc tot timpul în vinovăție, în tristețe, furie, frustrare, frică, da? Și deși are legătură semantic mai mult cu frica, anxietatea, practic anxietatea, stresul, încordarea asta a sistemului emoțional
e legat exact cu faptul că trăiesc foarte multe emoții inconfortabile. Țineți minte, nu bune, nu rele, inconfortabile. Majoritatea dintre voi ați lucrat cu mine și știți că sunt confortabile și inconfortabile. Aceeași emoții poate fi confortabilă sau inconfortabilă, aceeași la două persoane diferite. De ce trăim starea asta de anxietate? Și pe urmă hai să vă spun cum impactează practic viața ta și rezultatele și deciziile. Trăim starea asta de anxietate pentru că lăsăm trecutul și practic ne raportăm la trecut. Adică dacă mai știți cum făceam pe axa timpului, dacă sunt în prezent, da, stau cu nasul la trecut, mă simt vinovat, sunt trist, sunt furios și stau cu fundul la propriul meu viitor. Cum să simți și unde să simți nărătare, curiozitate, speranță? Da? Ca să pot să ajung acolo, trebuie să fiu mândru, să am curaj pentru viitor, să fiu încântat, să fiu bucuros, să fiu fericit. Cum să fac toate astea? Păi cum să fac? Nu există decât o metodă. Metoda este să realizezi că la fel cum mușchii tăi, cum practic orice abilitate pe care ai, modul în care o antrenezi, așa o ai, inteligența emoțională, dacă este antrenată să se raporteze la emoții inconfortabile, ea asta va face. Deci nu poți să ai pretenții de o persoană care a trăit și s-a dus în aceste emoții inconfortabile o perioadă lungi de timp și practic și-a stabilit parametrii inteligenței emoționale și până mă brusc să citești dintr-o carte budistă și spune: fii fericit, lasă lucrurile așa cum sunt și da, poți să o duc în cap acolo, dar nu înseamnă neapărat că mă conectez automat la aceste emoții. Este la fel ca sportul. Deci inteligența emoțională e la fel ca sportul. Este antrenamentul de capabilitatea de a putea să dilești cu emoțiile, să treci prin ele, să fii flexibil, să treci dintr-o emoție în alta, să o trăiești, să nu fugi de ea și până să trăiești și alte emoții, să vezi lumina. Spiritual vorbind, să vezi lumina. Lumina albă, lumina care ne vine, este compusă, după cum știți, dintr-un spectru mare de culori, care toate împreună compun lumina albă. La fel și cu fericirea. Fericirea este capacitatea de a trăi în lumină. Da? Fericit, trăiesc în lumină, conțin și trăiesc toate emoțiile. Deci nu e o problemă că mă simt vinovat, că sunt trist sau că sunt furios sau că mi-este frică. Problema este că sunt blocat în ele și blocajul vine în general din trecut. Cum ne influențează? Noi spunem așa, că acțiunile noastre și deciziile noastre sunt legate de motive. Da? Ce fac? Uite, plec de la job pentru că motivul ăsta, ăsta și ăsta. Nu! Plec de la job pentru că emoțiile pe care le-am strâns legate de jobul respectiv nu le mai suport în prezent pentru că le țin foarte mult timp și vreau să fug, să plec de acolo fără să mă gândesc că este posibil să existe acțiuni în așa fel încât să schimbe lucrurile, pentru că mă raportez doar la emoții. Noi reacționăm doar efectiv la emoții. Cum reacționez vis-a-vis de viitor? Dacă eu am frică și trăiesc în frică, frica este cea care îmi blochează, după cum vedeți, viitorul. Viitorul nu mi-e blochează vinovăția sau tristețea. Pot să le asociez. Mă simt vinovat că încercat să fac o afacere și am pierdut niște bani și mi-e frică că nu o să... Deci vedeți, din trecut îmi blochez total viitorul și deja blocajul de viitor se face prin frică. Nu pot să merg mai departe. Aș vrea să am o relație mai bună, să fiu mai sănătos, să câștig mai mulți bani, să fiu mai amuzant, să fac un live mișto, dar îmi este frică. Să scriu o carte, să ietăcă. Chiar și să merg la sală. Să știți că de foarte multe ori mă duc la sală, nu mă duc la sală. Și pe lângă toate motivele pe care mi le spun, nu este pentru că mi-e lene, nu e universal valabil, dar îți propun paradigma asta. Nu pentru că mi-e lene să mă duc la sală, ci pentru că mi-e frică că mă duc degeaba și pierd timpul și nu o să mă țin și mi-e frică că nu o să obțin rezultat, mi-e frică că mai și mă laud în familie că mă duc la sală și pe urmă mă fac de rahat că n-am făcut nicio treabă și că mă las. Și mi-e frică de acest lucru și nu o să se întâmple.
Așa că e foarte greu după asta să fiu nerăbdător, curios și să am speranță să mă duc la sală, să fiu nerăbdător, să fiu curios ce o să fac la sală, să am speranță că o să fie bine. Nu pot, pentru că mi este frică. Deci frica îmi blochează viitorul datorită poziției noastre vis-a-vis de trecut. Toate aceste emoții, gândiți-vă că toate aceste emoții vin aici, în prezentul nostru. Noi nu trăim în prezent normal, emoții normale. Noi le trăim aduse din trecut. Tristețea, furia, vinovăția, rușinea și furia, practic, sunt asociate cu trecutul. În clipa asta, uite acum, în clipa asta, când mă asculți pe mine, deci e posibil să fie încântat. De ce spun eu? Până te întreb eu asta, nu cred că te-ai gândit că te simți vinovat de ceva din trecut. Deci noi, în prezent, suntem destinați să trăim emoții confortabile. Mă simt bine, dacă mă doare măseaua, ce fac? Mă duc repede la dentist ca să nu-mi pierd starea de calm din prezent, da? Calm. Echilibrul acela cu care la un foarte des în cursuri este o stare normală și naturală a prezentului, da? Când se întâmplă ceva bine și asta, trăiesc emoții confortabile și nu mă mai raportez la ce s-a întâmplat. Pentru că dacă vedeți, una e laie, una e pălaie. Deci viața mea este aici cu direcția de ce o să fac. Oare ce o să întâmple? Sunt nerăbdător, sunt curios, sunt speranță și mi-este frică, normal, pentru că și mie mi-e frică și ții. Da, numai că când mi-e frică de viitor, atunci aleg să am curaj sau aleg să-mi bag picioarele. N-am de ce să stau în frică. Mi-e frică să deschid o afacere. Păi dacă mi-e frică, ori am curaj să deschid, ori o las pe altă. N-am cum să trăiesc în frică. Frica iarăși este artificială. Este sănătoasă să o simt doar ca să-mi dea curaj în prezent. Pentru că fără frică de viitor, n-am cum să am curaj în prezent. Deci aici, de fapt, nu este frică. Aici doar mă gândesc că mi-e frică, că mă gândesc la viitor. Deci în viitor e. Nu e emoție prezentă. Simt că aulă mi-e frică că mâine o las baltă. Mi-e frică, nu trebuie. La revedere. Da? Mi-e frică să sar în cap de la etajul 10, fără parașută, fără nimic, așa. Mi-e frică. A, nu mi-e frică, că o las baltă, nu mai sar. N-am cum să-mi fie frică. Sau dacă mi-e frică să sar cu parașuta, ori las baltă, ori fac curaj și sar cu parașuta. Vedeți? În prezent n-am cum să conțin decât emoții faine. Cam asta zicea și Cartol în puterea prezentului. Puterea prezentului, dar în fine, el o zice foarte spirituală, filozofic și nepractic. Practic ce este? În orice moment ai emoții inconfortabile, în afară de frică, gândește că e asociată cu trecutul. În prezent nu ai cum să ai emoții confortabile. Până și copiii, dacă te enervează, da? Și te-au furiat, e ceva ce au făcut deja. Poți, bineînțeles, să te enervezi sau poți să-i pocnești, înțelegi? Sau poți să negociezi cu ei. Acest lucru mă supără. Ce am putea face ca să nu mai faci asta? Da, în fine, asta ține de comunicare și de o grămadă de alte lucruri. Dacă aveți o întrebare, ca să scade anxietate, trebuie să mă obișnuiesc cu frica. Anxietatea, am formulat ceva de genul, anxietatea este datorită faptului că stau în permanență în emoții inconfortabile. Da? Nu doar legat de frică. Este aparent din gama fricii, da? Dacă stau permanent în frică, normal că e o stare permanentă de anxietate, dar în egală măsură imaginează-ți că stai în tot timpul, ești o persoană mai nervoasă, stai tot timpul așa, așa, automat îți crește nivelul de stres, care stresul e corelat cu anxietatea, nu e neapărat legat de frică, pentru că când o persoană, de exemplu, cum dau sare la bungee jumping sau cu parașuta, este frică, dar nu este anxios, este frică și până vine foarte mult adrenalină, endorfine, și e o stare foarte bună. Dacă ai sta zi de zi cu parașuta în spate lângă avion,
fără să sar cu parașuta și doar gândindu-te că ți-e frică că sar cu parașuta, cu siguranță supui organismul, sistemul emoțional la un stres foarte, foarte mare, care te duce la un nivel de anxietate foarte mare și cu siguranță te îmbolnăvești, la fel ca puii de șoareci care sunt ținuți într-o pușcă și sunt stropiți cu pipi de pisică și mirosul ăla ține tot timpul în frică și devine anxietate și normal că te îmbolnăvești aici sau aici sau aici sau automat întotdeauna se întâmplă asta. Alte întrebări dacă mai aveți? Ok, până scrieți. Deci, ce se întâmplă? Care e partea practică? Deci, ideea este că orice lucru decid acum să fac nu este legat de motive pragmatice. Noi de obicei așa spunem, bă, vreau să fac o alegere între asta și asta. În realitate este alegerea o fac emoțiile tale. Dacă tu automat ai sistemul emoțional care să stea foarte mult în frică, în furie, în vinovăție și așa mai departe, nu o să faci ca să nu greșești, să nu te mai simți vinovat, nu o să faci pentru că poți să te înfurii pe tine sau pe alții, că bă, nu frate, că nu, că asta nu merge, că știu acolo și așa mai departe, da? Sau pur și simplu să fii trist, asociat cu o stimă de sine scăzută și să spui, bă, eu nu sunt în stare, vai de capul meu, da? Practic, tristețea îți blochează acțiunea. Deci, practic, toate acțiunile, toate emoțiile astea definite de noi ca inconfortabile sunt cele care îți împiedică deciziile corecte, îți împiedică acțiunile corecte și te împiedică să obții lucrurile pe care le vrei. Ca să nu mai spun că în structura sistemului emoțional, unde în organism poate fi doar o singură emoție punctual, poate să schimbe foarte repede, dar una punctual, trăind cu aceste emoții din trecut în prezent, n-am loc în prezent, mă pun așa special ca să vedeți, da? N-am în prezent calm, n-am mântrie, n-am curaj, n-am încântare, nu-s bucuros și nu sunt fericit. N-am cum să fiu, pentru că mă simt vinovat, sunt trist, sunt furios, da? Dar în realitate, când mă simt vinovat, când sunt trist, când sunt furios, da? În realitate mă raportez la viața trecută. Dacă ai fi pe patul de moarte, hai zicem că să te apuci așa un fel de vinovăție, bă, frate, am murit și n-am făcut nimic. Dacă ai fi pe patul de moarte, să te întristezi, bă, viața mea s-a dus. Dacă ai fi pe patul de moarte, poți să te înfurii, să zici, bă, frate, cât timp am avut și n-am făcut nimic pe patul de moarte. Dar cât timp nu ești încă pe patul de moarte, poți să iei o pauză, să zici, bă, vinovăția și tristețea și furia pentru ce s-a întâmplat, le las un pic pe pauză și să fiu și eu curios, nerăbdător și să am puțină speranță și să strâng niște curaj ca să văd ce se întâmplă mâine, pentru că altfel, crede-mă, mâine va fi la fel ca azi, dacă nu și mai rău. Raportează-te la cum ni se schimbă viața de la an la an și câtă dinamică de creștere sau descreștere ai. Vedește că din punct de vedere al vârstei suntem în creștere, creștem în vârstă, descreștem la nivel de abilități și capacități fizice. Da, poate și cognitive, da? Și practic, cum să sper că va fi viața mea mai bună mâine? Cum să sper că mâine va fi viața mea mai bună mâine? Cum să sper că mâine voi face ceva diferit dacă nu sunt în stare să o fac azi? Azi nu sunt în stare pentru că azi sunt trist. Azi nu sunt în stare pentru că azi mă simt vinovat, pentru că azi sunt furios, pentru că azi sunt stresat, azi sunt nemulțumit. Azi sunt toate aceste lucruri. Dar mâine va fi mai bine. Nu va fi mai bine pentru că nu are loc în sistem să fie mai bine. Ca să fie mâine mai bine, azi trebuie să fiu puțin încântat, trebuie să fiu bucuros că ălea s-au dus toate, frate, dar s-au dus astea. S-au dus astea. Și să fiu puțin nerăbdător, curios, să am puțin speranță și dacă simt frică, pentru că e normal să simt frică pentru viitor, e natura umană de când eram în peșteri, și ieșeam din peșteră să culegem fructe de prin copac sau să prindem un iepure, ne era frică de lup, de tigre, de asta ne era frică pentru că era pericol în zona necunoscută, în viitor. Ce o să se întâmple? Nu știu, mă mai întorc sau nu mă mai întorc acasă. Dar tu când ieși din apartament, din casa ta, din curtea ta, nu sunt tigri și pe acolo, nu sunt lup, nu e nimic. Este doar frica ta că nu o să fie atât de bine pe cât ți-ai dorit tu, dar fără să faci nimic în legătură cu asta în prezent. Deci viitorul nu poate să fie decât pozitiv
o viziune doar pozitivă. Nu am de ce să-l văd negativ. Oricât de mult mă întristez și că am avut pierdere în trecut, am fost furios că am fost înșelat. Ok, de acord că s-au întâmplat astea, dar dacă le duc în prezent, asta înseamnă că le transfer din trecut prin prezent în viitor și o să fiu înșelat, o să pățesc, o să mi se întâmple și așa mai departe. Cunoașteți persoane care spun, nu știu de ce se întâmplă tot timpul același lucru. Dar oare de ce? Grațian, dacă poți să-mi faci o regresie să vezi de unde mi se trage. Că mi se întâmplă același lucru, frate, dar toată lumea îmi face, dar toată lumea îmi face la fel. Nu, nu toată lumea îți face la fel. Toată lumea ești tu. Tu îți faci la fel, pentru că ai o emoție în corp în momentul ăsta. Punct! Gândește-te la orice îți dorești în viață, vezi ce simți și ai emoția care îți blochează nerăbdarea, curiozitatea, speranța pentru viitor. Ok. Alte întrebări. Motivația cum apare ca și emoții și cum se produce? Bogdane, fii atent. Motivația nu este o emoție. Motivația este, să spunem, o hotărâre cognitivă asociată cu o emoție. Eu pot, de exemplu, să fiu motivat să mă las de fumat, da? De ce? Pentru că vreau să fiu mai sănătos, să urc pe Everest. Vreau să fac o treabă. Sau vreau să mă las de fumat pentru că medicul mi-a zis, bă, frate, uite că ai îmbulinat, uite, ai o problemă și dacă nu te lași de fumat în 3-4. Și în momentul ăla, frica sau încântarea legat de idee să mă las de fumat îmi dă motivație. Deci nu este emoție. Motivație este energia pe care o am ca să fac un lucru, da? Pe care mi-l propun cognitiv. Motivația este cognitivă. Frica nu este cognitivă. Frica este irațională. Da? Deci mi-e frică de ce o să se întâmple. E vorbit un public. Mi-e frică. De ce mi-e frică? Mamă, ce o să se întâmple rău? De ceva indefinit, așa se spune. Frică irațională. Dacă îmi pun mâna pe șina, de tramvai și când vine tramvaiul, mi-este frică rațional pentru că îmi taie mâna. Dar altfel noi avem frici raționale și de asta ne lipsește motivația, da? Pentru că nu avem o emoție asociată care poate să fie motivația entuziasmului, de exemplu. Băi, frate, sunt motivat să fac asta pentru că sunt două feluri de oameni, apropo de motivație. Sunt motivat să se ducă la dentist ca să scape de o durere. Sau sunt motivat să se ducă la dentist să-și aranjeze, să-și albească dinții, să fie mai frumos. Observ, motivația are două direcții. Dinspre și înspre. Mă motivează că să nu mai fie atât de nasol sau mă motivează ca să fie foarte bine. Deci pot să fie din ambele spectre luată motivația ca idee. Ok? Bogdan? Clarisim? Dacă mai aveți o întrebare. Ce facem? Mă cunoașteți de atâția ani de zile. Gândiți-vă că asta fac și legat de emoții. Practic asta fac de când mă știu. Pentru că absolut orice mi-aș dori. Să vorbesc în public, să fac afaceri, să mă afirm, să scriu o carte, să mă afirm în absolut orice domeniu, practic are legătură cu emoțiile pe care le simt. Oamenii spun, bă, dar stai puțin, că până la emoții eu aș vrea să câștig bani, că dacă câștig bani, pe urmă o să fiu fericit. Nu, pentru că cu banii pe care îi câștigi tu, sunt în lume o grămadă de oameni care sunt fericiți. Practic, nu o este foarte bine corelată. Corelația este mai degrabă oamenii care sunt fericiți, câștigă mai mulți bani, care sunt motivați, da? Bă, frate, vreau mai mult sau nu mai suport cu atât. Dar dacă nu vreau, stau și mă gândesc, aș vrea să câștig mai mult, bă, nu, dar trebuie să câștig, nu mă apuc de mâine să câștig mai mulți bani. Asta, apropo, vezi, nu este motivație. Emoția este cea care ne face să luăm decizii și să acționăm, iar viitorul nostru e blocat de frică. După cum știți, asta fac în programele aici la RIMAP. Majoritatea dintre voi, cei care ați făcut RIMAP-ul, oricât de mult simțiți încă vinovăție, tristețe sau furie,
Vă provoc să vă gândiți cum era înainte și gândiți-vă că am lucrat aici pe sistemul emoțional. Practic am aplanat puțin emoțiile astea ca să duc mai mult. Și gândiți-vă câte emoții am reușit să aduc în corpul vostru, da? După RIMAP. Chiar dacă le simțiți mai rar, dar e mult mai mult decât le simțeați înainte. În prezent, dacă vă aduceți aminte, Reborn. La Reborn ce făceam? Porneam puțin din trecut, da? Ajungeam la ce mi se întâmplă în prezent cu protecțiile și care mai țineți minte și pe urmă cum mă afirm în viitor. Deci, practic, Reborn-ul leagă trecutul cu prezentul și cu viitorul și pentru viitor, deci rebuild. Dacă stăm să ne gândim vis-a-vis de viitor, care este emoția cea mai blocantă? Frica. Deci rebuild este un program foarte puternic axat pe a dilui cu frica. Nu să nu mai simți. Doamne ferește, să o simți. Oh, dar frica e, îți dă energie, mă, îți dă multă. Ca în loc să te blochezi, să-ți dea energie ca să poți să faci lucruri. E normal să-ți fie frică. Nu știu, o persoană care nu simte frica este o persoană, după părerea mea, nu după părerea mea, ca expert îți spun, este bolnavă, da? Din punct de vedere boală mentală, da? E o psihopatologie, nu poți să nu simți frica. Șmecherea este să simți frica și să faci lucruri, da? Așa că dacă vrei să faci ceva, vezi care din programele astea nu le-ai făcut cu mine, pentru că sunt puternic axate pe emoții. De asta ați văzut orice altceva fac pe business, relații de cuplu, public speaking. Sunt programe paralele care vin suplimentar vis-a-vis de lucru cu emoții. Mai ales trăind în niște vremuri confuze, cum am trecut cu pandemie, cu războaie, cu criză economică și așa mai departe, este cel mai puternic moment în care să trecem pe viitor, pentru că dacă noi stăm ca să se construiască viitorul în jurul nostru din ce se întâmplă cu pandemie, războaie și crize, în momentul ăla o să rămânem puțin de căruță și zicem că, auleu, ne nașpa că s-au întâmplat lucruri. Cât timp noi nu ne băgăm ca să ne construim viitorul, pentru că ăsta e jobul nostru. Să nu crezi că, bănesc că nu sunt copii acum în seara asta aici. Da? Nu mai e cazul ca părinții să ne construiască viitorul, politicienii să ne construiască viitorul, sau Putin să ne construiască viitorul, sau coronavirus să ne construiască viitorul. Simplu fapt că ne facem treaba de zi cu zi, că mergem la serviciu, că ne facem aia, că încasăm salariu, nu înseamnă că ne construim viitorul, înseamnă că ne asigurăm subzistența. Gândește-te ce faci tu, care sunt acțiunile tale efective prin care îți construiești viitorul. Și nu momentele în care te întristești, te simți vinovat sau te înfurii că îți propui să faci lucruri și nu le faci pentru că ți este frică. Care sunt lucrurile reale pe care le faci, nu pe care ți le propui ca să te simți vinovat că nu le-ai făcut pentru că ți-e frică. Lucrurile efective care le faci. Deci sfatul meu este ca și până acum, dacă ești aici, cu siguranță ai făcut ceva cu mine, vezi ce n-ai făcut de pe tablă și vină să facem împreună, pentru că ăsta este de fapt viitorul. Nu poți să-ți construiești viitorul fără să faci tu lucruri pentru tine, pentru viitorul tău. Și ce poate fi mai bine decât să-ți reglezi frânele și motorul, da? Pentru ca să știi, să simți, să cunoști și să ai mai multă motivație, cum zicea imediat Elena. Mai rup flow. Elena întreabă ce emoții îți consumă energia. Deci, Elena, cum am zis mai devreme, energie îți consumă orice emoție inconfortabilă. Dacă stai permanent în vinovăție, energia îți se duce pa. Dacă stai în frică, energia îți se duce pa. Dacă stai în tristețe, energia îți duce pa. E depresie, n-ai. Deja acum 10 ani de zile, să zică cineva că are depresie, era rușinos, înțelegi? Acum toată lumea e la ordinea curentă. Fiul care e Grațu, care e la teatru, zice că practic aproape 95% din colegii lui se duc la terapie sau la coach sau la psihiatru.
Da? Adică, practic, este o modă. Asta ne consumă energia, orice emoție inconfortabilă. Pentru că energie ne aduc curajul, încântarea, mândria, bucuria, nerăbdarea, curiozitatea, speranța. Deci în momentul în care nu simt, vedeți câte am, și sunt multe în total, câte am pus eu pe tablă, dar în total sunt peste 19 în total. Și nu știu dacă am pus 10 pe tablă. Deci dacă n-am emoții care să-mi aducă energie, celelalte emoții îmi consumă din energie. Singura diferență este stare de calm, stare de calm, stare de zen. Dacă aș sta tot timpul în meditație, înțelegi, cu bolul în fața ochilor, în fața genunchilor pe stradă, ca trecătorii să-mi pun niște boabe de orez, cum fac ăștia în India, normal că ești în calm. Dacă o boabă de orez tot ai să mănânci, n-ai nicio treabă, ești în calm, ești în zen și n-ai nici energie să-ți fie consumată, pentru că nu simți nimic, ești așa într-un echilibru din ăsta. Deci energia ți-o consumă și tu o să știi, Elena, care este emoția care îți consumă ție energia. Tu trebuie să depistezi dacă este vinovăție, este tristețe, este furie, este frică, da? Ca să le pun pe principalele emoții inconfortabile. Și poate fi diferit de la fiecare, la fel cum energie îți aduce, da? Cum spuneam, mândria, curajul, încântarea, nerăbdarea, curiozitatea, speranța și așa mai departe. Atât am vrut să vă spun. M-am încadrat mai scurt decât de obicei. Frustrarea este tot o rușine. Nu Irina, frustrarea. Frustrarea este mai mult din gama frustrat, enervat, nemulțumit. Este o subemoție a furiei. Bă-s frustrat că nu mai ieși. Na, dar nu este furie curată, este o furie care poate să fie amestecată furie cu tristețe sau furie cu vinovăție. Ah, frate, da? Nemulțumirea de sunt frustrat că mi-a tăiat unul calea, știi? Înțelegi? Sunt furios, dar sunt nemulțumit. De ce mi se întâmplă mie? Asta înseamnă cu tristețe că stima de sine scăzută. Adică cine sunt eu ca să nu-mi taie calea? Că omul ăla care îmi taie calea cu mașina n-a coborât din mașină, să-mi ciocăne în geam. Da? Se spune, domnul, cine sunt dumneavoastră? Grațian? A, da, vă tai calea că sunteți un căcat. În niciun caz. Da? Exact. Irina, legat, da? Furia amestecată cu ceva, cu stima de sine scăzută, cu vinovăție, cu tristețe, dar frustrarea așa ca semantică are o rădăcină bine înfriptă în furie, dar e o furie mai neexprimată, o furie mai închisă. Da? Ok? Deci da, săptămâna viitoare s-ar putea să fac... cred că o să fac recafe, care sunteți de pe aici, de prin zonă, vă aștept să... Puteți să mai veniți cu întrebări acolo, să mai gândiți. M-am câte ceva de spus, dar n-aș vrea să mă lungesc acum. Și rămâne valabil invitația, gândiți-vă ce ați făcut și veniți și mai faceți ceva, pentru că dacă nu am eu grijă de mine, o să aibă Putin, știi? Sau stimații noștri... guvernanți sau vremea sau COVID-ul sau și așa mai departe. Gândește că și COVID-ul, hai să o luăm altfel. Zici, bă, dar COVID-ul e un factor extern, are legătură cu emoția foarte mult, pentru că starea permanentă de anxietate, vinovăție, tristețe, furie, stresul, da? Îmi scade sistemul imunitar, îmi scade rezistența și automat în momentul în care contactez un virus, că e gripă, că este COVID sau și așa mai departe, automat efectele vor fi mai puternice și vedeți tot emoțional, în mod paradoxal. O zici, bă, ce are COVID-ul cu emoția? O, da, are COVID-ul cu emoția, la fel ca și multe alte lucruri. Deci, dragilor, vă aștept, dacă vreți, dați e-mail sau Cristianei să vă scrieți. Când au loc program, nu știu, Irina, nu ești din comunitatea noastră? Eu zeam live-urile, fac în general în comunitate.
încerc să scriu adresa mea de mail, dacă îmi scrii, îți spun programul. N-am venit pregătit să anunț programul, ci doar să fac o mică joacă lingvistică vis-a-vis de emoții cu oamenii care în general mă cunosc. Asta e adresa mea de mail și scriem și îți trimit datele la program. Ok, dragilor, de săptămâna viitoare ne vedem la Recafe, care puteți să veniți. Și îmi propun să mai fac, azi că am făcut rar live-uri în ultimul timp. Nu mai simt vinovat de asta, ci mă simt încântat că fac așa. Și de 2-3 zile de când m-am hotărât, am fost nerăbdător și curios cum o să iasă. Și aveam speranță că o scot la capăt cu o idee foarte, foarte nouă. Este o idee foarte nouă, n-am prelucrat-o, încă este o idee brută, chestia asta cu trecutul, prezentul și viitorul, cum circulă fluxul emoțional. Și puteți să fiți mândri, da? Că sunteți primii care ați auzit update-ul ăsta al meu la inteligența emoțională. Practic e un model care abia acum am început să lucrez, abia acum le pun cap la cap și sper să iasă ceva mișto pe care să-l folosesc în cursurile mele. Deci, îmbrățișări maxime, dacă nu mai aveți nicio întrebare, ne vedem data viitoare în live următor la Recafe sau într-unul din programe, ca asistenți la RIMEP sau la RIBORN. Săptămâna viitoare avem RIBORN, dragilor, care n-ați făcut, dacă e cineva care n-a făcut RIBORN-ul, vă aștept cu drag acolo. Îmbrățișez.